O femeie care și-a ucis iubitul într-un mod brutal, lăsându-l să moară închis într-o valiză, urmează să fie judecată pentru crimă. Femeia și-a închis iubitul în valiză și l-a filmat în timp ce acesta striga după ajutor. Ea l-a lăsat să moară încuiat în geanta de voiaj. Cuplul avea un trecut tumultos, marcat de violență domestică. Povestea înfiorătoare a avut loc în februarie 2020, când Sara, în vârstă de 42 de ani, a sunat la poliție pentru a anunța faptul că partenerul ei, George, a murit în casa ei din Winter Park, în Statele Unite. Femeia a povestit la acel moment că ea și iubitul său au consumat alcool și li s-a părut amuzant să se joace de-a face ascunselea. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, ar fi intrat în valiză pentru joc, a spus femeia la audieri. Eu și partenerul meu ne jucam aseară și l-am pus într-o valiză și ne jucam, un fel de joc de a vați ascunselea, așa că am adormit și m-am trezit și el era mort în valiză. Nu știu ce s-a întâmplat. Îi ieșea sânge din gură, este țeapăn și este violet, a spus ea. Ea a spus că a presupus că iubitul său va ieși din valiză și că îi se va alătura în pat. După ce l-a găsit mort, ea l-a sunat pe fostul ei soț, care a îndemnat-o să sună la 911. Ulterior, femeia a recunoscut că ea a fost cea care l-a băgat pe bărbat în valiză, i-a închis fermoarul genții, după care s-a dus la culcare. A doua zi dimineața, ea l-a găsit pe bărbat mort în valiza în care îl lăsase. Anchetatorii au găsit în telefonul femeii o înregistrare în care este filmată valiza în care se afla bărbatul. El plânge și cere disperat să fie lăsat să iasă din geantă, spunând că nu poate respira, iar femeia râdea în filmare. Pentru tot ce mi-ai făcut să te ia naiba, stupid, ar fi spus femeia în înregistrare, potrivit Independent. Nu pot să respir la naiba, a spus iubitul femeii. Asta e vina ta, așa mă simt eu când mă înșeli. Probabil că ar trebui să taci naibii din gură, i-a răspuns femeia. Aceasta a fost arestată în iunie 2018, fiind acuzată că și-a ștrangulat iubitul, relatează știrile ProTV.ro.